Economisesc în toate cele. Noi am fost învățați de mici să economisim. Asta pentru noi nu este o mare. Adică să economisim și gata. Vedeți că o fac toți moldovenii, țin cont de ce spun autoritățile? Nu cred că fac tot, că când mă uit la mine la bloc, nu fac toți așa ceva. Dar nu o fac pentru că nu iau în serios ce spun autoritățile sau cred că vor găsi soluții și vor depăși? Ascultă ce spun autoritățile sau rămân copiii minori acasă, fără părinți. Asta cred. Dar în rest, noi de vârsta noastră economisim. Și pe ei învățăm și pe copiii noștri să economisească. Da? Adică dumneavoastră e o dulceață să vă crească și să vă... Crească. Vă mulțumim mult! Vedeți viitor pentru nepoțica dumneavoastră aici în Republica Moldova? Da. Copiii sunt plecați totuși sau sunt aici? Aici în țară. Și mă mândresc să aici în țară. Au învățat, lucrează după specialitate și totuși eu cred că cine îi... Adică obțin ceea ce își doresc în viață. Ei și-au dorit ceea ce lucrează și lucrează. Am băiat de 41 de ani, fată de 33, cu 3 nepoți și sunt țară la noi. Dumneavoastră, cum vedeți că se descurcă cei care sunt astăzi la putere? Eu cred că se descurcă nimeni deodată, nu putem să ne descurcăm în toate cele. Eu mă uit în Europa, adică toți avem aceleași crize. Eu nu văd ceva ieșit din comun. Adică ceea ce s-a întâmplat, și la noi în țară o lecție că ne-a atins, dar a atins toată lumea, nu numai că pe noi și guvernarea e vinovată, Maia Sandu s-a mărit, lumina. Dar când au fost și ei lanț. Cei care protestează astăzi în centrul capitalei s-au mutat la procuratură, deja spun că de fapt cer demisia doamnei Sandu, cer demisia actualului cabinet de miniștri. Cum vedeți de la Cahul aceste proteste? Eu îl văd rău. De atâta că fiecare om, eu nu m-aș duce acolo să stau pentru să îngheț. Eu văd așa normal, în toată lumea să fac proteste. Protestele trebuie să fie, dar nu numai că e vin, adică la mine și mă doare. Jos Maia Sandu. Săraca Maia e vinovată în toate. L-a spui jos și ne-a fost mai înainte. Deci jos Maia Sandu. Lasă ce are tot ce eu asta pe mine mă doare. Că când iese toți într-o gură, răcnesc joie Maia Sandu. De ce ne uităm în alte țări după hotare, dacă avem o leacă de mentalitate mai profundă? Vedem acolo că vrem leafă mai mare, că vrem să schimbăm ceva, că vrem pentru copiii noștri un viitor altfel. Dar e jos Maia Sandu, toți răcnesc într-o gură. Și pentru mine asta, eu nu văd asta bine. Nimic bun. Spun că nu muncesc, că nu vin acolo pentru că nu au locuri de muncă. Cer inclusiv salarii mai mari, pensii mai mari. Nu, dacă au locuri de lucru, sunt poftiri. Lucrează, uite, oamenii mici, lucrează, se duc, aduc, vând. Cine vrea să lucreze, lucrează. Nu stă acolo să-l plătească și oricum 400 de lei. Ia te vindem și noi sărăcia noastră de acasă și avem. Pensia nu ne ajunge. Văd miez de nucă, ceapă, măcie. Nucă, măcieș, usturoi, ardeieș, țelină, ceapă, mărar. Ce avem? Se vinde? Se vinde, vedeți? Cum stau? Ia nu se vinde, cred. 50 de lei are în buzunar. Da. 50 de lei, doamnă, ce-o vândut de viață. Unde? Avem. Ce? Unde? Ce să facem? Sărăcii trăim. Da. Veniți din sat, să înțeleg. Da, noi suntem din sat. Pa, 36 de lei. 36 de lei plătesc. Drumul? Drumul, da. Și mă duc iar 36. 70 de lei. Deci, doar drumul încolo până la Cahul și încoace vă costă 70 de lei. Da, și ceva mai mult. Până acum ați vândut de dimineață doar de 50 de lei. 50 de lei am vândut. Vreau să mai iau o pâine,
Și gata bani. Și 37 de lei de drum și... Greu, tare greu. E greu foarte. Eu am, doamna, am 1100 piese. Așa. Ia că ne-a luat 4 găinuși, am tăiet. Singurile cresc, singurile aia asta, am venit cu 4 găinuși. 3 le-am vândut, ia că mai am o găinuși. Așa, și ușor le mai am. Și uite, încă facem abiedul aici, când avem o să ne ducem să plătim la bar sau undeva, sau să luăm o plăcină 12 lei. Noi n-avem. Uite așa, o bucăți de pâine și dai greu tare, fetelor, eu 1100 am piese. 1100. Și e foarte, foarte greu. Nu, nu aveți 2000? Nu am, de unde 2000? Nu v-am mai înrăit atâta că e greu. Ne ghine, mâncăm, avem de toate și numai ne sfădim. Și rușine să vă chie. Lășeți, să ne mânțăniți. Fetelor, ascultați-mă, orice cârtire care o faceți, e păcat înaintea lui Dumnezeu. Înainte, stă-i leacă, mă! Stă-i leacă! A umblat cu ziua să caut femeie. Dar eu stau ea de dimineață, m-am bătut nimică. N-am și dat la copii să mănânci. N-ai să dai că nu vrei să lucrezi. Dar unde să lucrezi? Am căutat oameni cu ziua. Stai, Matale, unde ai căutat oameni? Am vrut să dau 300 de lei. Unde? Matale, unde trăiești? La Colibas. La Colibas. Și eu să vin de la Albăta la Colibas să lucrez? Este pământul. Care pământul? Punem toate șerea în pământ. Care pământul? Hai, du-te, lasă! Hai, bate că dirija corect. Fetelor! Bună ziua, doamnelor! Vreți să vorbiți cu noi? Da. Eu vreau să vă număresc așa. Mă tare, vii, cumpiri și au vins, după de dau vins. Cumpir. Dar eu... Care cumpără să vende? Eu cumpăr de miere. Nu vorbi de gata. Care vrea să muncească, găsește de lucru. Da, acute, dacă să mai vechi un păhăruț încă, orice cârteală, fetelor, de multe ori tare am vrut să vorbesc pe internet. Lumea revoltată, pur și simplu. Foarte tare. De bună dreptate sau nu? Pe prețuri. E revoltată. Lumea s-o oleacă. Dar nu-i nimic. Poate cândva a să fie și mai bine. Tragem nădejde că mai Sandu a să facă toate posibilitățile să fie tot bine. Ele supărate pe viața lor. Dar să vă spun eu așa cinstit, eu am jinere o gradă și nepot. O tăiat lemne, eu de rând cu dânșii am cărat lemnele astea. Am vrut să plătesc cu un băiet, un bărbat. Mă credeți că nu vor cu bani să lucreze. Asta e. Care vor să lucreze, totul nu lucrează. Eu am 68 de ani, dar și în ziua de azi lucrez. Lucrez, am afacerea mea cu niște haine pentru copii, am un butic și muncesc. Spuneți că n-ați avut posibilitate să găsiți pe cineva ca să vă ajute la tăiatul lemnilor. Cel puțin noi în Chișinău asistăm la altceva. Oameni care se plâng, tineri, care stau de dimineață până seară. Unii dansează, alții scandează și spun că nu au de lucru. Păi da, de ce n-au de lucru? Că nu vor să lucreze. Eu așa socot. De lucru orice om găsește. Dacă vrei și ai plăcere să lucrezi, de lucru găsești. Găsești. Nu vor. Nu vor. Încă una am vrut să vă spun. Vreau să zic așa. Noi am lucrat toată viața. Am ieșit la pensie mică. Am ajuns la 2000. Și nou ajutor nu ni se poate. Ei bine, nu ni se poate, nu ni se poate. Dar de ce le dau la cei care nu lucra niciodată în viață? Nu lucra deloc, le dau ajutoare și ei trăiesc bine. Nu îmi lubiesc pe drum. Asta e. De ce nu? Dar și întrebări, adică, nu știu, că eu vin din... Suntem de la Întreabă Ghețu, discutăm despre situația din țară și văd tot veniți pe lângă, în preajma noastră, și despre criza energetică. Iată, lumea, am văzut aici multă lume revoltată. Dar cum vrea dumneavoastră să fie nirevoltată când așa prețuri și așa pensii mici ne dău? Noi la 65 de ani trebuie să lucrăm ca să ne întreținim? Oricum, cum credeți? Să ieși la pensie cu 39 de ani și 8 luni și să ai o pensie de 2000. Așa care nu lucrează deloc, așa trebuie să aibă 2000 ca și mine. Dar e corect?
El toată viața a umblat și a băut și a umblat pe drumuri și noi am muncit și folos. Și când ne-am dus la asistența socială, știți cine a zis? Voi ați lucrat la privat. Dar și importanța are, așa că lucrați la privat, plătești 30% soț fondul, așa? Toată firma care unde am lucrat, acolo am plătit-o. Dar așa de la buget, 7% îi oprești și gata. Suntem astăzi cu criza energetică. Dumneavoastră probabil ați prins timpurile când se deconecta lumina pe ore. Credeți că vor veni iarăși acele timpuri? Credeți că vom asista iarăși la deconectări? Asta a fost 94-95 prin Lucinski. Nu iar mai ajunge mulți înainte. Și acum doamna Sandu ne-a adus la aceleași condiții. Fix la aceleași condiții ne-a adus. Că acum dacă să ne stângă lumina, ne stânge căldura. Asta-i. Oamenii care mai au casp pământ, așa încă mai fac la sobi. Dar noi și facem, care trăim la etaj, spuneți vă rog. Se face vinovată inclusiv doamna Sandu, ce ar fi trebuit să facă? Toată conducerea lor e vinovată. Pentru că și așa lași ministru și am toți miniștri care sunt acolo împreună, grosul, spânul, găvăriță, trebuiau să duc să nicocieze. Eu așa știu. Dacă tu ești cu poporul, lucrează pentru popor. Dacă nu ești cu poporul, dă-ți demisia și du-te. Asta-i? Corect? Cum credeți? Ce sfat aveți pentru cabinetul de miniștri? Dacă nu știu să conduc, să-și dai demisia. Dar dacă știu să conduc, să apuci să lucreze, ca lumea să trăiască gine. Atât. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Așteptați așa, cu minte, transport? Transport, da. Încotro mergeți? Alioba. Drumul scump? Pentru dumneavoastră? E scump, sigur că era o câțiva lei, cu 360 de lei. Dar ce pensie aveți? 2000. Nică. Eu ajuns plătesc facturile, am rămas până la șansă mai plătesc. Greu, dar să mai iei o pâine, mai iei o bucăți de carne, o bucăți de carmație, nu mai iepși. Nu mai iepși, că nu-i de unii. Și cine vă ajut? Emi, Dumnezeu Dus. Băieții nis. Psihotare, surați pe acolo, au și ei probleme lor cu toate țările, cu așa e. Dar ce țări sunt plecați? Copiii dumneavoastră? A, am și în Suedia, și în Norvegia, și în Rusia, unde vrei. În toate colțurile lor? Toate colțurile lumii, da. A rămas vreun copil de dumneavoastră aici, Republica Moldova? Unu. El are casa lui, are trei copii, iar greu. Copiii se înțeleg că cei plecați nu vor mai reveni acasă. Cred că nu. Dar au plecat cândva cu gândul că vor reveni aici în Republica Moldova? Da, s-au dus să facă bani, să vii, să facă aici, să trăiască, să facă asta, să facă asta. Și dacă nu-i, da, ce să faci? Nu-i. Ce ar trebui să facă cei care sunt la putere ca moldovenii să nu mai plece nici astăzi, să rămână aici în țară? Deschide la tineret de lucru să-l deie. V-ați înscris pentru compensații la gaz? Încă nu. Dar știți cum să o faci? Păi nu la primărie, mi-a spus. Asta e asta social, mi-a spus cum să fac, cum să asta, dar acum numai lunea și joia primește. Ar trebui să mergeți la primărie să vă ajute să completați. Joi să mă duc. Aveți internet acasă? Da. Dar ați încercat să intrați pe acest site? Compensații? Nu știu cum. Compensații.gov.md. Nu știu cum eu, nu știu. Așa un site? Este un site, dacă nu știu să umblu acolo și să... Nu pus băieți când erau de acasă și așa. Dar eu nu știu cum. Eu pe telefon nu pot să mă descurc. Ne-a dat un băieț pe telefon și el care faci cu deștul. Și l-am blocat, nu știu ce am făcut, dar n-am luat. E mai ușor, că e pe butoane. Da, este cu butoane, mai ușor, da. Un îndemn pentru cei care sunt astăzi la guvernare. Cei care sunt la guvernare, să deschidă ochii. Să vadă și să umbli prin sate, să vadă și face lumea. Nu știe acolo să bată ei acolo de la posturi. Nu așa. Nu așa, stai acolo să bată, că nu mai e santă, că nu șeala, că nu șeala, că nu șeala. Nu așa se face. Stai voi să conducă dacă este, dacă nu vede că nu poate, ei îmi place să facă acolo greva așa. Vă place? Îmi place. Bravo. De ce? Bravo lor. Vor să scoată la dreptate tot. Cum așa? Câte probleme sunt în țară? Cine le rezolvă? Bună ziua! Cartofele lor, zice. O te filmează, ia, o te... Bună ziua!
Bună ziua! Cartofelele de acasă? De acasă. De acasă la colibaș. La colibaș. Se vând? Poftim? Se vând. Cum? Zic, se vând, sunt cumpărat. Așa, greu, greu. De dimineață, de o ladă. Oamenii nu prea au bani, se înțeleg. Nu prea au bani, doamnă, și noi, de unde? A meu e bolnav, e invalid. N-avem ce plăti factura, doamnă. Și cu ce să plătim facturile? N-avem ce plăti factura, înțelegi? Trebuie, noi venim, uite, cu un banc de dumată, cu vreo două meri, cu un chil de usturoi, că să plătiți factura. Că nu ne ajunge. Ce să ne ajunge? Cu pensie 1000 de lei, 1500 de lei pensii. Cum să plătiți? Și la urmă nici gunești și grijă. A ajuns și la cacao. Vinerea muncești. Bună ziua. Descărcați florile. Le creșteți dumneavoastră? Da. Se vând? Ba da, prost. Cum ar trebui statul să susțină și mai mult antreprenorii ca lucrurile să meargă și mai bine? Sau dacă în genere vedeți susținere din partea stat? Nu. Deloc? Deloc. Deloc. Sincer, deloc. Ia că e de grăbă să ne mătări de aici. Ce? Nu. Cineva, ați fost anunțați? Vreți să fac frumos. Cred că vreți să fac frumos, dar nu spun, de exemplu, unde ați vă motic, cum ați sigur. Așa pe furișul, venit, o măsurat, domn primar, el vreți să facă, dar cum poate să facă? Ce o claritate. Nu, desigur. De câți ani creșteți flori? Din 97. O viață? Cam așa. O viață printre flori. Eu muncă pe lângă faptul că este frumoasă, este și destul de grea. Nu, vedeți că când vezi rezultatul, nu e așa de grea. Rezultatul principal. Dar aveți... Flori nu e greu, doamnă Ieță. A le realiza. Aveți piață de desfaci? Numai la caco. Numai la caco. Problema e că soția ne-a spus ieri, dar ce nu sunat? Ieri a fost Fredon, mă tinc, programul, da? Deși nu suni. Și am spus că acolo nu puteți să-i prinești. Acum v-am prins și vă spun. Trebuie să într-adevăr independenți oameni. Nu suntem independenți? Nu. Nu. Dar suntem independenți de ce? Problema între aceea e că noi ne alăpturăm la cineva. Dacă, de exemplu, China să luăm. La cine s-a alăturat China? China și-a făcut programul lor, au economia lor, au politica lor. E drept? Dar noi tot eram cu rușii, tot acum cu europenii. Și luăm și mulțim vaca. Cine s-a gândit la oameni că se zice gen? Dumneavoastră ați plătiți cu 30 de lei cubul. Dumneavoastră, personal. Oamenii s-au dus peste hotare să duc, să facă în căsele lor ghine, să nu târâi gunoiul în casă. Mă scuza? Și hop. Da, eu de exemplu, nu știu, poate e corect sau nu e corect, dar își propune că când vă grămâniți acolo la masa rotundă, măcar 2-3 oameni din societate luați, nu puteți din parlament. Și ei vorghesc și vor sau eu nu știu, e programat întrebarea, dar pe oamenii doare mult altceva. De asta și sunt aici, pentru că vrem ca vocea oamenilor să fie auzită. Și când se întreb, partidul PAS acolo și ne mai este... Dați și 2-3 oameni, azi de la agricultură, mâine de la zootehnie. Ei trebuie, dacă eu așa, după a mea părere, să trăiască ghinii cu toată lumea. Dar nu, noi la roșu nu ne ducem. Ei ne dau gaz mai bine. Nu, noi luăm de unii mai scump. Atunci pentru cine oamenii ăștia să zbat, care noi am ales acolo? Pentru dânsii sau pentru noi? La moldovană este răbdare. Și ați fi bine. Eu sper că ați fi bine. Și vor să fac treaba. Noi trebuie să ținem. Doamna președinte, ascultați, ne facem lucrul nostru, la fiecare la locul lor. Eu sunt șofer, îmi fac datoria mea. Este poliția, își fac datoria lor. Justiția lor. Așa, așa să fie bine. Și dumneavoastră voastră. Așa. Îi informăm corect. Da. Doamnelor și domnilor, dacă doriți să ajungem și în localitatea dumneavoastră, lăsați-ne un comentariu sau scrieți-ne un mesaj pe pagina de Facebook a emisiunii Întreabă Ghețu. O seară frumoasă și la revedere!